Alexandru Costache, numele meu, sunt jurnalist care se ocupă de zona de justiție de mai bine de 20 de ani la știrile TVR. Sunt specializat pe zona aceasta de justiție, anticorupție, procurori, avocați, judecători. Iar în ultimii ani, din 2018, colaborez cu g4media.ro, ziar online. Nu doar eu, sunt mai mulți jurnaliști ca și mine, specializați pe justiție și care susținem sau am susținut lupta asta anticorupție și ne-a atras destul de multe probleme. Una dintre ele a fost faptul că a fost colonel SRI, judecat și condamnat pentru corupție, Daniel Dragomir se numește, m-a acuzat pe mine că aș fi eu securist, aș fi agent SRI, nu numai eu, și Ionel Stoica și alții astfel de jurnaliști. Eu am decis să-l acționez în judecată. Inițial la tribunal am pierdut. Nu e nimic defăimător să-i spui unui jurnalist că este agent SRI. A fost concluzia judecătoarei de la tribunal, însă la Curtea de Apel București am reușit să câștigăm, în sensul că a întors decizia cu 180 de grade, mi-a dat mie dreptate, mă rog, i-a respins lui acțiunea. Acest colonel SRI era judecat pentru corupție. În cele din urmă a fost condamnat la 3 ani și 11 luni de închisoare și a fugit în Italia, cum este în Italia. Și ducea o luptă cu procurorii, cu judecătorii și ajunsese și la jurnaliștii care considera el că susțin anticorupția, justiția, și așa mai departe. Și neavând ce să ne acuze, acuza că am fi agenți acoperiți, tot felul de astfel de trăznăi. Ei bine că nu a fost plăcut când l-am auzit spunând public că eu aș fi agent SRI dublu, plătit și de TVR și de SRI. O minciună sfruntată. Bine, a trebuit să ne judecăm 3 ani, evident ar trebui ca eu să plătesc avocatul din banii mei și, mă rog, până la urmă am câștigat și trebuie să recuperez banii. Cel mai notoriu, ca să zic așa, caz în care am fost implicați a fost acel filaj din 2020, 20 februarie 2020. Suntem prieteni cu, pur și simplu prieteni, cu și eu și Cosmin, Cosmin Savu de la știrile ProTV, cu un procuror care se numește Horațiu Radu. La acea dată el era adjunct al procurorului general și candidat pentru funcția de procuror general. Pe 13 februarie este ziua lui și a ținut să dea o bere de ziua lui. Între timp fusese anunțat rezultatul, în sensul că pierduse. Deci nu el fusese selectat pentru această funcție. Am stat la această masă, aici stătea cel care e procuror, eu aici și Cosmin Savu, celălalt jurnalist aici. Iar ulterior a mai venit și a stat alături un judecător prieten cu procurorul. Un judecător de la tribunalul Ilfov. Am stat, cred că până spre miezul nopții și mă rog, apoi am fost, am plecat fiecare către casă și nu mică ne-a fost surpriza a doua zi când, știu că era vineri, pe 21 mă sună un amic, dă-i pe RTV să vezi ce e pe RTV. Eram noi, RTV este televiziunea unui inculpat, încă este inculpat, multiplu inculpat, Sebastian Ghiță, multimilionar în euro, fost secretar general al Comisiei de Control la SRI, judecat în mai multe dosare de corupție, fugit și el în Serbia. Și pe televiziunea acestui inculpat rulau imagini de la întâlnirea noastră cu o seară înainte în acest loc, inclusiv câteva frânturi
audio, audio-video, evident scoase din context, în care eu puteam fi auzit când rosteam cuvântul șpagă. Evident că vorbeam cu ei despre șpăgile pe care le primesc politicienii inculpați. Însă, tăind doar cuvântul ăsta, insinuau că am vorbit noi de șpăgi, că pune la cale, inclusiv chestia asta, șpăgi, plus, mă rog, acuzația principală era că, vezi, doamne, complotam ca să, ca amicul nostru să obțină postul de procuror general. Am formulat cu toții plângere penală, s-a deschis un dosar penal la parchetul militar București. Și acolo, cel de acolo, procurorul militar Bogdan Părlog, chiar a reușit să facă repede o anchetă și a descoperit că mai multe persoane au fost implicate în acest filaj care a avut loc în primul rând în această încăpere, dar și pe hol spre toaletă, inclusiv la toaletă când am intrat am fost filmați, fotografiați și apoi afară, în curte, pe stradă, pe mine de exemplu m-au condus până acasă pentru că stau destul de aproape. Ancheta a stabilit că 11 persoane au fost implicate în filaj și că erau paparații, sau așa s-au prezentat ca fiind jurnaliști, au spus ei, jurnaliști la Gândul. O acoperire bună pentru ei, întrucât prezentându-se ca jurnaliști, nu au putut fi întrebați de cine i-a trimis aici, cine le-a livrat informații că noi ne întâlnim aici. Au invocat, evident, secretul, confidențialitatea sursei și nu au putut fi chestionați în legătură cu acest aspect. Două personaje sunt interesante din acești paparații. Unul dintre ei este fost ofițer SRI, iar un altul a fost polițist de frontieră. Anul ăsta, cred că prin aprilie, s-a dispus o soluție de declasare, de închidere. O perioadă, pentru că noi suntem jurnaliști și lucrăm cu surse, mi s-a vorbit că și oamenii, sursele erau un pic reticente la interacțiunea cu tine, că probabil se temeau să nu fie, să nu fim în continuare, eu știu, filați, monitorizați, ascultați. Cred în ce facem, cred că facem bine, tocmai astea, toate cazurile astea de hărțuire, că practic sunt niște cazuri de hărțuire și intimidare, arată că am făcut bine ce am făcut și că facem în continuare bine. Asta e meseria pe care ne place să o facem și o să o facem în continuare.